Bună seara și bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Cafeneaua Spirituală. Am invitat astăzi în studio o prietenă veche cu care am mai făcut emisiuni la Roman. Ea vine din Iași, este vorba despre Carmen Elena Tsugui. Bine ai venit! Bine v-am Deci eu o prezint pentru cei care nu cunosc este terapeut în atingerea cuantică și este inițiat în mai multe discipline spirituale, deci, practic, mai multe terapii alternative. Deci, o cunoașteți majoritatea. Care nu o cunosc, o să o cunoașteți de acum. O să vorbim astăzi despre eliberarea din Matrix, eliberarea din minte. Și o să spun câteva cuvinte. Deci, ideile pe care le avem despre realitate, prejudecățile pe care le avem despre lume, concepțiile fixe, rigide, în special viziunea materialistă asupra lumii, ne mențin într-o lume a iluziei, ne mențin în matrix, iluzia că suntem într-o lume reală, din care nu putem să ieșim. Dacă sunteți mulțumiți de lumea așa cum este ea și nu, vrei să schimbi, nu vreți să schimbați nimic, dacă sunteți depede de dede, sistemul de credințe comun acceptate, și dacă te simți bine, așa, cum, în, în confort, într-o stare de confort și siguranță, atunci puteți închide televizorul și să nu vă uitați la emisiune pentru că nu este pentru dumneavoastră. Dar dacă totuși preferați să mergeți mai departe, atunci, ca să experimentați realitatea, nu trebuie să vă fie teamă din mic, pentru că viața este veșnică, noi suntem veșnic, deci trăim și în continuare după ce plecăm din acest plan și experiența pe care o trăim în această viață este o experiență pe care a spre eliberare. Din perspectiva devenului nu există bine sau rău, totul este doar conștiință omniprezentă în fiecare atom, în fiecare particulă și chiar și în vidul cosmic. Conștiința face diferite alegeri ca să experimenteze tot ceea ce poate fi experimentat și noi să ne dăm seama, pentru că conștiința este în fiecare din noi, să ne dăm seama că noi nu trebuie să evoluăm, ci suntem deja tot ceea ce trebuie să fim, trebuie numai să înțelegem acest lucru. Dacă facem o comparație între filmul Matrix, cred că majoritatea dintre dumneavoastră l-ați văzut, care nu chiar vă invităm să-l urmăriți pentru că este foarte interesant, atunci, pe la începutul acțiunii filmului, un personaj, Morpheus, îl pune pe Neo, personajul principal, să facă o alegere, să aleagă între pilula albastră și pilula roșie. Pilula albastră care să-l țină în activitățile de până atunci, în viața de cu... care le are în viața de cuziar, dacă alege pilula roșie, atunci acesta îl va trezi din... Realitatea în care trăiește, din Matrix, cum de acolo vine denumirea pe care am pus-o și emisiunii noastre. Deci, o să avem, avem o, o surpriză dacă alegem această pilură, pentru că atunci viața noastră se va schimba, concepțiile noastre se vor schimba, totul în viața noastră va fi mai frumos și vom înțelege că am trăit într-o lume a iluziei. Uh, ce? Dar spune că această alegere aceea sugestivă în film da. a pilului albastre și roșii e alegerea aceea care o facem în această viață de a ne complace și a crede că este o normalitate să, să trăiești în această poveste a vieții, eu știu să te căsătorești, să ai un copii, să-ți faci o casă, să dești un pom și ți-ai împlinit acea menire pe care mulți cred că o au în această normalitate, în această normalitate. Deci, suntem crescuți într-un sistem în care normalul înseamnă această integrare. Deci, să faci studii, să ai o meserie din care te poți întreține singur, să-ți întemeiezi o familie. Um, și să trăiește acea, această viață așa ca un roboțel care se complace. Și are această experiență și din punct de vedere al conștiinței este ok. Și această experiență nu, nu înseamnă că ești greșit dacă faci da, lucrul Dar dacă asta. ieșim din acest, din Dar acest există comportament... Există și acest, această alegere în care îți dorești mai mult. Da. Îți dorești și din ce în ce mai mulți oameni încep să-și pună întrebări. Cine sunt cu adevărat? De unde vin? Unde voi pleca? Dacă am sau nu am omenire? în această viață. Mulți vor vai, și să facă anumite tehnici în care multă lume vrea să știe menirea. Vreau să știu ce menire am în această viață, care-i scopul meu, de ce am venit aici. Oamenii înțeleg că nu este totul să-mi fac o casă, să am copii. Undeva, din interior, la nivel intuitiv, inima acolo îți dă un semnal că e ceva mai mult de atât. Și încep să cauți. Încep acele căutări, ne identificăm, trecem și prin faza în care ne identificăm cu acel căutător, și începem să fim căutători spirituali, în care vrem mai mult să aflăm despre noi înșine. Uneori ne ducem aceste căutări în afara noastră, pas oarecum care ne ține în aceeași poveste a iluziei, pentru că adevărul nu este decât în interior. Acea evadare din realitate și acea descoperire a ceea ce suntem cu adevărat nu se poate uh, realiza decât în interiorul nostru atâta timp cât căutăm îl căutăm pe Dumnezeu în afară căutăm menirea noastră în afara noastră adică undeva eu trebuie să salvez planeta menirea de a salva pădurea, animalele și eu știu alte scopuri mărețe cu care oamenii în general sunt onorați că pot fi investiți cu aceste scopuri acelea sunt în a în acea iluzie a vieții. La fel de iluzoriu ca și alte povești mai puțin spectaculoase ale vieții. Da, dacă facem o comparație cu alegoria peșterii a lui Platon și unde oamenii trăiau într-o peșteră, erau luminați din spate, erau legați cu fața spre un perete și în spate erau Focul a prins. Cine treceau pe acolo, tot felul de, se vedea pe perete tot felul de umbre. Deci, ei ziceau că asta este realitatea. Și le era frică de aceste umbre care păreau foarte diforme. Și... Da, da, da. Dar cine reușea să iasă din peșteră, și... nu mai voia să, să, se întoarcă înapoi. Vedea lumina zilei. Așa și noi trebuie să vedem această lumină a zilei și să ne dăm seama că până atunci am trăit în această peșteră întunecată. <laughs> Da, sigur că este o alegorie, este extraordinar și așa se petrec lucrurile într-adevăr în acea introspecție interioară în care îți dai seama că ești perfect, pentru că um, apariția în acest plan fizic um, începe identificarea și se formează acea structură a personalității în care ți se inoculează ideea că nu ești perfect. Că mai trebuie să faci ceva pentru mereu! Mai trebuie să faci ceva ca să fii perfect. Dar toată asta e iluzia ne. că ne identificăm cu o imperfecțiune. Mai trebuie nu ești suficient de deștept, nu ești suficient de frumos, nu ești suficient de bine integrat în societate. Mereu este o o angrenare, o angrenare într o așa zisă perfecțiune pe care în această poveste și în această iluzie nici n-ai cum să o atingi. Mereu mintea îți aduce altceva. Mereu îți aduce o altă înfățișare. Ok, ai făcut o casă, dar știi, acum trebuie să... Uite, n-ai copii sau nu ai alt aspect al vieții, nu este împlinit. Și alergi după aceste așa zise împliniri pentru a te simți împlinit. Când, de fapt, iluzia este că tu cel adevărat, ești perfect, ești atemporal, ești uh, nenăscut și nu vei muri niciodată, ești într-o experiență și uh, frumusețea acelei descoperiri interioare este că e așa cam cum te desăvârșești într-un dans. Uh, și partenera de dans este însăși viața. Adică nu dansezi nici mai repede, nici mai încet, nici nu cauți alt ritm. Și intri în fluidul acela al vieții și te bucuri, așa cum spunea Isus, bucurați-vă și vă veseliți că a voastră este împărăția Tatălui. Nu avem nimic altceva de făcut în, în această experiență decât să ne bucurăm. Și noi uităm acea bucurie a, a ființării a existenței, și alergând după himera că nu sunt perfect și trebuie să fac ceva ca să fiu perfect. Dar, în primul rând, trebuie să înțelegem că suntem în această iluzie. Și, înțelegând că suntem în iluzie, atunci, pe jumătate, noi suntem treziți. Dar câteva exemple concrete despre, de, de exemplu, simțurile noastre ne înșeală sau ele ne arată realitatea luate separat și demontând aceste uh, uh, iluzia simțurilor uh, luând fiecare simț în parte, vedem că el nu poate construi această realitate ci ele împreună uh, văzul, pipăitu, mirosul și toate cele simțurile care le avem uh, în corpul fizic Construiesc acea realitate, pentru că dacă am închide ochii și am asculta un anumit sunet, să spun, ar fi și n-am ști nimic despre acel sunet. N-am ști din unde mintea n-ar cunoaște dinainte sunetul respectiv. Ar fi pur și simplu o apariție. N-ai ști să spui absolut nimic, n-ai putea să-l definești cu nimic. Ar fi pur și simplu o experiență. Ok, un anumit sunete. Începe apoi celelalte simțuri să vină. Ori să deschizi ochii și să vezi că, de fapt, era, să zic, un clopot care s-auzea. Să-l mai pui și mâna și să vezi că are o anumită formă. Celelalte simțuri și încep să construiască o realitate. Când, de fapt, în fiecare simț este o experiență care apare în conștiință și care ea singură, acea experiență, nu poate defini o realitate așa cum o cunoaștem noi și cum o percepem. E o percepție. O știința a ajuns în acel punct în care s-a întâlnit cu uh, ceea ce spun uh, toate aceste religii, că religia, toate religiile vorbesc despre același lucru. Uh, și spun că materia nu există. Dacă ar fi să descompunem la microscop uh, un lucru oricât de solid și chiar corpul nostru, am vedea că la nivel. Uh, de atom, de atom. este spațiu, spațiu gol. este spațiu gol. În și, proporție de 99,99%, no, Da, și uh, frecvența acestei energii, a da, de, vibrația de, joasă dă senzația aceea de stabilitate că acest fotoliu este existe, uh, există existe, și el solid. pot pipăi și este solid. De. Dar uh, la nivelul și fizica cuantică merge în această direcție în care uh, uh, nu ai eu să spun o știință de graniță acea fi, fizică cuantică care demonstrează că materia nu există. Da, put, putem să spunem că simțurile noastre... Sunt învățate să recunoască anumite lucruri Deci sigur, prin educație, sigur, prin ceea ce sigur suntem că învățați da. de mici sigur că da. Simțurile noastre pot să cunoască lumea Și da. Iar dacă nu, nu știm, dacă n-am știut aceste lucruri Poate am vedea în mod diferit nu? Realitatea. Uh, nu vedeți copiii mici când uh, uh, își reau simțul uh, intuitiv Simțul tactil și simțul mirosului își recunosc mama după miros și nu după înfățișoare, Când, la câteva luni, vor să apuce un obiect și mișcarea este imprecisă pentru că nu își recunosc nici mâna și nu recunosc nicio formă. Copiii mici sunt un exemplu extraordinar de puritate, de curățenie, de inocență, în care cei din jur vin și implantează toate ideile din, și cu care se identifică. Dar mai este mea încă vorbește, are trei ani și încă vorbește despre ea la persoana a treia. Deci ea încă nu da, este așa, identificată cu... Așa. Așa um, și ea spune, de... Alma vrea să mănânce, Alma vrea să se joace. Ca și cum, așa cum vorbesc ceilalți despre ea, așa vorbește și ea, pentru că ea nu este încă identificată cu o anumită persoană, cu o anumită identitate cu care se să, să prezinte. Dar mai este ceva interesant, și anume că simțurile noastre percep numai într-o anumită gamă, o lungime de undă. Sigur, o anumite... sigur, da. sigur, știința a demonstrat da. de mult că da. urechea aude într-o anumită gamă de frecvențe, ochiul la fel, nu, nu putem vedea microbi, Deci sunt alte lucruri pe care noi nu le vedem, sigur nu le auzim, dai, asta... da? Cred că înainte de începuturile căutărilor mele spirituale a fost ceea ce m-a determinat să cred că universul este mult mai amplu și mai potent și există ceva ce ochii mei nu văd și ceva ce urechile mele nu pot auzi. Și am avut credința asta din totdeauna, de când eram mică că e ceva mai mult de atât pentru că știința mi-a demonstrat că nu putem vedea decât la microscop anumite organisme sau anumiți, nu atomul și toate așa nu le putem vedea cu ochiul liber și am zis ok, dacă asta nu le pot vedea cu siguranță, mai sunt multe multe alte manifestări care eu nu le pot vedea. Dar mai sunt și iluziile pe care le aveam, iluziile optice, sigur, de exemplu, sigur, când sigur. noi vedem un tablou și în tablou celălalt sunt mai multe. Poți să, poți să distingi sigur, mai multe figuri sigur, dacă sigur, privești sigur. într-un anumit fel, vezi ceva, dacă privești... Dar la... simpla iluzia a orizontului. Da. Unde ți se pare că cerul se întâlnește cu pământul. Da. Și e o iluzie, pentru că, când ajunge acolo, se deschide un alt spațiu. De fapt, cerul și pământul sunt tot timpul unite, da. indiferent unde suntem, că cer este, dacă îl vrem să-l sau să de, cel, numim așa. de ce luna când răsare pare mai mare decât atunci când se ridică pe da, cer. nu? Da, Doar da, nu este da. diferită. E este același... Conform poziției. Da, conform da, poziției. Da da, 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 da. Sunt o grămadă de iluzii uh, ale simțurilor, dar. Dar suntem atât de obișnuiți să ne identificăm cu ele și să cunoaștem realitatea cu ajutorul lor, încât nu le mai punem la îndoială. Le luăm de bune și spunem, da, fotole astea trebuie să arate așa, asta e culoarea albastră, recunosc. și atunci învățăm. Învățăm lucrurile astea, funcționăm conform lor și prezentăm realitatea ca fi că este într-o anumită formă, nu vedeți? Mie mi se pare elocvent un tablou. să spunem un tablou de Picasso sau să luăm ceva celebru pe care lumea cunoaște. Unii pot vedea un geniu care a creat o, cum zic, o armonie de culori și un mesaj deosebit, iar alții pot spune că e o artă abstractă din care nu înțeleg nimic. Și că totul este mental. Și deci totul spune este că... învățat dinainte. Da, și tot mm. uh, frumusețea este în ochii privitorului, așa mm. se spune. Adică trecem prin filtrul minții noastre ceea ce percepem. Vedem un tablou, mie nu îmi spune nimic, iar cineva intră în extaz văzându-l. Mm. E Dar același poate... tablou, e aceeași aparentă realitate. Poate vedea altceva, pentru că... Exact. Niciodată doi oameni nu pot vedea la fel același lucru. Da, și nu pot trăi experiențe identice. Da. Nu există experiențe identice nici chiar pentru aceeași persoană. Chiar dacă aparent există similitudini într-o experiență, experiența nu poate fi decât unică și este unică și. Um, pe, foarte personal, adică ține foarte mult de acea structură mentală a fiecăruia. Pentru că mintea este nu, aparatul cu care percepem lumea, o filtrăm și o, cum să zic, o digerăm în felul nostru. Dar prima, prima, lege a lui Hermes Tismegistu, care a enunțat, le-a descoperit cele șapte legi ale care no, acționează uite, în uite. universul ăsta mental. Prima lege spune că uh, totul este spirit, totul referindu-se aici la Creator, la Dumnezeu. Universul este mental. Deci ce semnifică acest lucru? Uh, putem face o comparație între starea beta și somnul cu vise, în felul acesta dându-ne seama din nou Că totul este o iluzie, nu? Da, da, da. În uh, această experiență. Este deci starea avem, uh, de tip care, zicem noi, că suntem da. treji, da? Avem starea de veche, starea, da? da. uh, uh, starea de somn cu vise și starea de somn profund fără vise. Iar în starea de somn cu vise, ar trebui să judecăm aceste stări, fiecare la nivelul ei. Nu putem judeca o stare de somn cu vise din starea de veche. Că lucrurile aici au altă frecvență, se petrec în altă vibrație. Și atunci este greu să, să judecăm. Adică nu este greu, dar ar fi corect vis-a-vis -vis de starea de somn cu vise. Vedeți, în starea de somn cu vise nu ne visăm niciodată pe noi, nu ne vedem corpul. Simțim că acționăm, da, dar, dar nu ne vedem. nu-l nu vezi, pentru da. că ele se consumă totul la nivel mental. Da. În starea de veghea ne identificăm cu corpul da. și cu mintea. În starea de somn cu vise ne identificăm numai cu mintea. Dar este vorba de faptul că totul pare real. Totul și pare real. Și în vis pare real. Da. Și atunci da? când da. ieșim din somn ne dăm seama că am visat până da, atunci de nu. De exemplu, te visesc te-a mușcat, te am mâncat leu în vis și trăiești un goșmar și te trezești și spui ușurat că totul n-a fost decât un vis. A, atât de puternic este încât în starea de vis niciodată nu pui la îndoială că leu acela n-ar fi adevărat, că nu te confrunți cu o anumită durere sau poți avea toate senzațiile de foame, de frig, de eu știu, toate senzațiile pe care le ai în corpul fizic și le ai în viața reală, de starea de veche, le poți avea în starea de somn. Și sunt foarte reale. Pentru minte sunt extraordinare. Dar analog, reale. analog cu ieșirea din starea de vis Sigur. și intrarea în starea beta, de... da. după ce părăsim această lume, s-ar putea să fie același lucru, să spunem ce am visat, ce m-am exact, trezit exact, dintr-un exact. vis. Nu? Dacă similitudinea și uh, uh, realitatea stării de somn cu vise este atât de puternică, ne putem întreba dacă nu cumva și această stare de veche în care funcționăm și ni este se pare atât de Reală, este un vis, iar la părăsirea acestui trup, să-ți dai seama că n-a fost totul decât o, o iluzie, un vis. Cum așa îmi place filmul acela, Jocul da. din 2005 al lui Michael Douglas, în care ieșirea din joc a însemnat pentru el trezirea. Și să vezi că nimic din ceea ce ai crezut că este atât de dureros, atât de um, dramatic, de tragic, nu a fost adevărat. Tocmai asta aici este, să-i spun, beneficiu celor care realizează iluzia acestei lumi și uh, descoperă că totul este un joc divin că Dumnezeu este în tot și în toate și este numai el și nimic altceva nu este decât el și tot ceea ce ne apare eu așa spun că Dumnezeu visează și noi existăm. Este un vis. Eu am observat asta și la oamenii, de exemplu, mai care au ajuns și se apropie de momentul părăsirii trupului la o vârstă mai înaintată și privesc în urmă și zice, așa de repede a trecut viața, ca un vis. Foarte multe persoane spun lucrul ăsta, ca un vis, mi se pare. Fără să aibă altă cunoaștere, dar intuitiv. intuitiv da. Intuitiv, încep să, să părăsești această reali, așa zisă realitate și să vezi că mai contează chiar foarte mult dacă ai sădit un pom, dacă ai făcut o casă, dacă te-ai integrat în, în șabloanele acestei realități pe care uh, Dar, nu cei din jur țin ne. să ți-o ți -o prezinte. În, uite, știi, cam asta ar trebui să facem în viața asta. Sau... Dar ce vreau să scot în evidență. Uh, nu este ceva ciudat, pentru că atunci când dormim și visăm, simțurile noastre funcționează. Noi credem că simțurile funcționează numai în stare de veche. Deci văzul, auzul, chiar poate și celelalte simțuri, tactil și toate, funcționează Sim. și în vis. Deci asta... Ce înseamnă? Înseamnă zic... că noi nu controlăm nimic. Nu, eu zic că simțurile, simțurile acestea nu sunt în corpul fizic, deci sunt în corpul subtil. Sunt în corpul. toate sunt manifestări. De. Toate sunt manifestări ale conștiinței și a... să apariții în conștiință. Și, și um, acea identificare cu persoana nu-și are rostul că vine mintea și spune că eu am făcut lucrul ăla. Eu am re realizat. Eu. Dar, de fapt, nu poți să controlezi nici digestia care se realizează în trup, nici bătăile inimii, nici respirația. Putem fi atenți uneori la respirație, dar asta nu înseamnă că noi facem respirația. Pur și simplu, acel flux vital se manifestă în trup și, și lucrează singur. Lucrează singur. De asta zic că atunci când ne pliem și realizăm Cine suntem cu adevărat, intrăm în acel joc fără să ne mai opunem. Că noi, mental, ce facem? Venim și ne opunem acelui flux. Și spunem, vai, acum ar trebui să nu-mi fie frică, ar trebui să fie altceva. Adică, mereu nu acceptăm ceea ce este și ne dorim ceea ce ar trebui să fie, ceea ce credem noi că ar trebui. Dar dacă am luat de bun și am accepta într-un abandon total. Ceea ce se petrece cu noi în fiecare clipă, am vedea că viața curge de la sine și noi nu trebuie să facem nimic decât așa cum spunea Isus: bucurați-vă și vă veseliți! Și să fii martorul și a unei stări mai uh, dramatice din viața ta, să o accepti ca atare, că așa a fost să curgă viața și să-ți arate toate experiențele posibile și uh, uh, să nu să nu te identifici cu acel făcător cel care face, cel care controlează să dai drumul la control da, aș fi avut mai multe de discutat dar timpul emisiunii noastre s-a <laughs> terminat da. și aș vrea să, înche să închei cu câteva versuri scrise de Omar Kayam niște versuri care mi-au plăcut foarte mult sunt clipe când îmi pare că tot ce a trebuit să aflu despre lume de mult am deslușit dar stelele mă mustră tăcut din patru zări n-ai dezlegat niciuna din marile întrebări. Credință și îndoială, eroare și adevăr, ca boaba unei spume, ușoare sunt și goale. Opacă sau bogată în irizări de cer, această boabă, chipul și cu vieții tale. Dincolo de pământ și infinit, cătăm să aflu cerul unde vine. Și un glas oremn atunci s-a auzit, și cerul și infernul sunt în tine. Cel ce a cules în viață al cunoștinței măr, pe adevărata cale, purtava pașii săi. Numai acela știe că azi e ca și ieri și mâini va fi asemenea cu ziua cea din tâi. Mulțumesc, Așa Carmen! Și eu vă mulțumesc! Mulțumesc, telespectatorilor, pentru atenția acordată. Vă așteptăm la alte emisiuni interesante. La revedere și numai bine!